autostrada A3. Doamna, acolo vine autostrada din București-Ploiești. Doi ani de zile ne-am rugat de cei de la Ministerul Transporturilor, de foștii miniștri, să stabilească Dumnezeului unde intră autostrada. Ne-am pregătit cu treaba asta, s-a făcut licitația, după care am început discuțiile, având în vedere că nu aveam bani de expropriere. Doamne, nu puteam să expropriez 3.000 de metri pătrați, 3.000 de metri pătrați, când eu aveam nevoie de câteva sute de metri pătrați la intrarea, unde va intra autostrada și o va continua autostrada spre interiorul Bucureștiului, pe fabrica de glucoză. Odată cu fabrica de glucoză, era prevăzut și Dumitru Pompeiu. Din cauza aia am stat și am așteptat să stabilim o dată pentru ca să dăm o circulație coerentă. De exemplu, partea dinspre Gherghiței este făcută, acolo nu rămâne decât un mic sens giratoriu, spun mic față de alte sensuri giratorii care sunt mult mai mari, tocmai pentru a facilita, pentru că autostrada, acum, în momentul ăsta, dacă ar fi să fie gata intrarea în București, se deschide în trei dinți de pieptene. Dumitru Pompeiu, fabrica de glucoză și Pipera. Pipera am făcut-o și acolo sunt gata, va fi podul care traversează și care funcționează în acest moment peste Barbu Văcărescu. Rămâne acum Dumitru Pompeiu ca să putem... Dumnezeu știe cum Dumnezeu vom face acolo cu tramvaiul, că probabil că tramvaiul trebuie să fie la stânga, la dreapta, că restul pământurilor sunt date pe legea 18, de acum 14 ani de zile. Iar la fabrica de glucoză este clar, este pasaj suprateran care se va deschide în strada Floreasca. Doamne, i-a aprobat puzul de 4 ani, de 3 ani de zile. Mai are puțin și expiră dacă nu începe. Dar primăria nu și-a făcut treaba în un fel, din punctul acesta de vedere? Nu, doamne, și-a aprobat puzul și-a aprobat spațiul de expropriere, culoarea de expropriere și-a aprobat restrângerea. Însă a apărut necesitatea restrângerii acestei exproprieri pentru că nu avem cum. Eu sunt mai conștient de oricare, că acolo am în fiecare zi 8.000 și ceva de oameni care lucrează. Nu? Mai mult decât atât, am prevăzut-o și în inelul, în șoseaua suspendată, în inelul de nord, de care vorbeam. Bun, acolo sunt mai multe căi și atunci o să mă apuc, o să iar o să zâmbească și o să mă ia. Exact în momentul când aprobă nouă culoare de exproprieri, care și ca bani sunt mai puțin decât cei care erau înainte. Că n-aveam de unde să scot, doamnă, 100 și ceva de milioane de euro, înseamnă trebuie să fii nebun, cât de mult ai dorit, dar n-am de unde să-i dau.